Programul hipermarketurilor din România ar putea fi schimbat. Acestea ar putea fi închise duminica, iar sâmbăta să funcționeze la un program mai scurt. Haideți să vedem ce spun timișorenii despre acest lucru. Noi românii de obicei facem cumpărăturile în weekend, pentru că pe săptămână de regulă suntem la serviciu. Și dacă mai avem unii dintre noi și copii, ne este foarte greu. Dar asta e. V-ar afecta, spuneți, această măsură? Da. Da, pentru că de obicei fac în weekend cumpărăturile. Se întâmplă câteodată pe săptămână să am timp și îmi fac și în cursul săptămânii micile cumpărături, dar în general cele mai mari le fac în weekend. Și atunci când mergeți în weekend la cumpărături, observați că sunt foarte mulți oameni, este plin magazinul, așadar ar fi afectați mai mulți oameni? Ar fi afectați, pentru că într-adevăr este aglomerație. Am putea să ne luăm adio de la cumpărături duminica. Supermarketurile din România ar putea fi închise duminica, iar sâmbăta să aibă program scurt, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament. Unii timișoreni par revoltați, întrucât, spun ei, sâmbăta și duminica sunt singurele zile în care reușesc să își facă cumpărăturile săptămânale. Nu e bine că lumea are nevoie și duminica să cumpere, să facă cumpărături. Alții însă empatizează cu lucrătorii comerciali și se bucură că aceștia nu vor mai lucra duminica. Într-un fel mi se pare corect, pentru că trebuie fiecare om să mai aibă și el un liber. Plus că mi se pare corect, zice și în Biblie, duminica e prima zi a săptămânii, zi de odihnă, și mi se pare normal să fie o zi liberă pentru oameni. Pentru că așa e și în Europa, dacă stăm să ne uităm, în Germania mi se pare că sâmbătă sau duminică sâmbătă mi se pare că ori e program foarte scurt și duminică închis. Mi se pare un pas spre normalizare. Dumneavoastră, când obișnuiți să vă faceți cumpărăturile săptămânale? Păi, de obicei, sâmbătă fac. Sâmbătă, cam așa. Sâmbătă, duminică nu prea. Foarte rar. Deci nu v-ar afecta această schimbare? Să zic, la început poate, dar după aia nu. Că te obișnuiești, intră în normal. Rămâne de văzut când și dacă această lege va fi implementată.